food in them. Does it look good already? Okay. Da, gata, am reușit să provocăm nici caiva agitație pe aici. Cu tremurul care este? Păi numai la noi se poate întâmpla. Da. Da? Oh, da. Ce plac fazele astea. Ușurări cu microfonul, că zăpăcim. Așa, gata. Zicem ceva despre azi în trecut, alea? Da. Uite la 1600. Mihai Viteazul semnează tratatul de închinare și credință față de Rudolf al II-lea, împărat al Germaniei și rege al Poloniei și Ungariei. Ha? Adică nu orice, da? Exact. În schimbul recunoașterii suveranității sale, Rudolf al II-lea i-a făgăduit lui Mihai al nostru ajutor și a garantat domnie ereditară în linie bărbătească. Da, da. O mică dictatură, adică. Mergem în 1789, unde a fost ales primul președinte al Statelor Unite ale Americii, George Washington. În 1823, într-un memoriu, vodnicul Mihail Sturza folosește pentru prima dată în viața politică a țărilor române noțiunea de conservator pentru a desemna tendințele marii boierini de a păstra vechile stări de lucru. Da? Sau de rău. Ah, păi. Așa, trecem la 1880, stabilirea de relații diplomatice la nivel de legație între România și Olanda. Trecem la ceva mult mai interesant pentru băieții amatori de senzații tari. Pozele merg în ordine, da, să nu zăpăcim regia. Unde suntem? La 1880, al doilea. 1880. Ion Luca. Ion Luca Caragiale. Ah, Luca Caragiale publică în Convorbiri Literare farsa. Da. Farsa într-un act, Conul Leonida față cu reacțiunea. 1896, premiera mondială a operei Boema de Puccini la Torino. Și în 1919, dacă ți vine să crezi, a fost desemnată prima Miss America. Hai, ia să vedem. Treabă. I'm sexy and I know it. Da, mă, atunci începea revoluția. Da, 1974, Ilie Năstase este declarat cel mai bun tenismen al anului 1973 și este distins la New York cu racheta de aur. Băi, nu ți-a dat prin cap să iei filmarea de atunci? Că a făcut show-ul ăla. Da, nu știi? Da, l-a făcut. Mai ții minte? Da, cum să nu? Bun, hai să abordăm subiectele importante de astăzi. Mă rog, cele care exclud ideea de politică, zic eu. Asta e cu dedicație pentru Uniunea Europeană. Sau, mă rog, o părticică din ea. Minte-ne frumos că din cei trei apostoli a mai rămas Luca și Matei, Comisia Europeană a corectat raportul publicat miercuri în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, în care era menționat că trei miniștri din actualul guvern sunt cercetați penal pentru fapte de corupție. Penal? Adică Comisia nu așa precizează acum că este vorba despre doi miniștri. Adică, ne scuzați, ne-a fost și nouă puțin foame. Anda, Adam, mergem la lucrurile cele mai importante din România. A primit un inel de 20.000 de dolari de la un curtezan american. Doar? Imediat după despărțirea de Victor Slav, solista a primit o bijuterie cu diamante de la un bărbat care încearcă din răsputeri să intre în grațiile artei. Ăla o fi? Ăla cred că e. Nu știu. Da, o bijuterie de lux ajungi mai ușor la inima unei femei. Asta pare să-și fi spus bărbatul misterios care a copleșit-o pe Andam cu tot soiul de atenții mai costisitoare. Cine credea că Anda Adam, deși vârsta e, știi, adică așa, va sta să-și plângă în pumne amarul după despărțirea de frumușelul Victor Slav, deși lui ăsta vârsta, s-a înșelat amarnic de cum a anunțat că este singură, bărbații roiesc mai ceva ca muștele la miere în jurul ei, dar ea nu și nu. Nu mai merge butonul. Nu mai avea butonul. I-a tot refuzat, dar se pare că unul a reușit după mai multe încercări să-i capteze atenția. E vorba despre un potent om de afaceri de origine americană. Potent om de afaceri, deci nu așa o și cum, nu da? Cum, da, cred că s-a îndrăgostit asta care a scris materialul. Care de îndată ce Anda și-a anunțat oficial separarea de prezentatorul rubricii Vremea. Da? Nu e? Da, era la Vreme el. Așa, a început să o curteze insistent, dar rafinat în același timp. Dezvăluiri din testamentul lui Șerban Ionescu? Vă interesează? Nu, sincer nu. A? Nu. Ba da.
Avocatul lui Șerban Ionescu a declarat într-o emisiune că se teme că soțul ei nu i-a lăsat nimic, motiv pentru care nu deschide testamentul. Nu? Nu. Adică de frică să nu primești nimic, să mă uit în testament, nu mă uit că știu că nu primești nimic. De ce să fac infart? Avocatul lui Șerban Ionescu spune că Magda Catone va vedea când va deschide testamentul că nu a primit nimic de la soțul ei, de aceea nu vrea să-l deschidă. Doamna Catone o să vadă când, bă, iar se repetă, uf, e o boală în presa asta. Mă rog, trecem mai departe, îl aducem în atenția domniilor voastre pe Liviu Vârciu, care este dezamăgit de Mujeres. Știi ce a declarat? Nu? Nu, no. Ia să-ți cadă fața. M-am gândit să mă dau la bărbați. Asta zice Liviu Vârciu. Liviu Vârciu a încercat să facă o nouă cucerire, ci că artistul a vrut să o vrăjească pe Alina, o șatenă cu picioare lungi, pe care a cunoscut-o la botezul fiicei lui Liviu Guț. Aoleu! Dar se pare că nu a reușit, după cum declară chiar el. Alina este o prietenă comună. Face parte din anturaj. Fac pace. Cu Alina am ieșit doar la dans, așa, la petrecere. Nu spun că n-am încercat, dar nu s-a legat. Nu spun că n-am flirtat cu ea toată noaptea, cântărețul. E foarte dezamăgit că nu-și găsește o iubită pe placul lui și la un moment dat chiar s-a gândit să se cupleze cu bărbați. Dacă o să am o iubită, o să o prezint tuturor, dar încă nu am iubită. E foarte greu să găsesc o fată care să fie cu mine, pentru că este o persoană publică. Nu mai găsești în zilele noastre fete așa cum vreau eu. Nu? Nu. La un moment dat m-am gândit să mă dau pe bărbați. După ce mi-am pierdut iubirea vieții, am fost răvășit. Vreau să-mi fac o, iar era să zic o prostie, o relație. Mi-e dor să sufăr din dragoste, a declarat Liviu Vârciu. Unde pot să... Îi repet aceeași întrebare de ieri. Pe YouTube să găzduiesc asemenea chestii? Da. Incredibil. Mare veste mare prin presă, Cico Fantom a fost filmată în cimitirul unui azil. Da? Cum da. Așa? Eu am dat un copy peste aici, Cico, vezi filmul care a fost confirmat de specialiști. N-avem filmul, dar cred că se găsește pe YouTube. Proprietarii unei clădiri care găzduiește un azil au decis să renoveze recent... Oprește-l, mă! Fantome. Ce e aia, mă? Deci ce se vede? În urma investigațiilor, ce care e fantoma acolo? Unde? E acolo în țintarul ăla. A, chestia țintar. Aia. Ia. Țintar. Ia vezi și pe asta. Noing! Dați-mi fantoma! Cine limește fantoma? Azilul... Dacă nu feream capul... Peoria din Statele Unite intrase în renovări, dar atât proprietarii cât și muncitorii tot auzeau zgomote ciudate și chiar țipete înfundate. Cu toate că nu se afla nimeni în afară de înclădire. Speriați! Aceștia au chemat o echipă care se ocupă cu investigarea fenomenelor paranormale. Și ce au descoperit? I-a îngrozit. Adică? Specialiștii au măsurat, analizat și filmat azilul și împrejurimile, iar în cimitirul care se află în curtea clădirii au surprins pe film o persoană, ca o umbră, care părea că se plimbă fără griji. Asta e tare. Pentru a se asigura că nu li se pare lor, filmul a fost analizat și s-a concluzionat, spre groaza proprietarilor clădirii, că Băsescu nu i-a dat un pumn acelui copil. Deci asta era cu fantoma, nu? Asta e de la mine. Cea mai tare afacere de pe planetă. Îmi pare rău că nu v-ați gândit la ea, că sigur găseați și fraier, dar nu atât de mulți, cei drept. 8 milioane de clienți a găsit ăsta de fraier, care iar mă leg de referendum. Nu știu, nu pot să mă abțin, asta e, în fine. S-a îmbogățit după ce a vândut 8 milioane de cutii cu aer într-un oraș poluat. Ce n-ai face pentru o gură de aer curat? Era să zic alta. Ei bine, da. În China un bărbat a făcut avere din vânzarea la cutii aerului curat. Conform analizelor de mediu pe 2012, Beijing e cel mai poluat oraș din lume. Dar nu acolo, pe lângă Beijing, parcă au tăiat muntele ca să fie... Ba da? Să bată vântul? Ba da. Da. Și au, cu sacoșica în spinare, deci, au tăiat, au decupat un munte, au făcut un defilou. Orașul este pus așa frumos într-o mică un mare munte frumos, da, de doamne, doamne. Așa și avem munte de jur împrejur. E, ăștia au venit, au ras muntele. Dar fără utilaje, cu... Înțelegi? Nu știu. Așa, și secunda următoare ei puteau să facă un circuit de aer. Ca să poată să... Păi nu, după povestea asta, cred că rașchetează muntele cu tu. Cred că bărbieresc așa. Deci, afaceristul
Chen Guangdong și-a ales locul perfect în care să-și înceapă businessul, care a adus milioane de dolari. În doar 10 zile, incredibil, a reușit să vândă 8 milioane de cutii de aer. Și cum fiecare cutie costa 80 de cenți, adică 2,60 lei, a făcut 6,4 milioane de dolari, adică 21.760.000 de lei. Cum se numește produsul? Simplu. Aer curat. Fraierilor. Arată ca niște cutii de suc pe care scrie: domnul Chen este un om bun. Dacă ești pe stradă în Beijing, după 20 de minute, deja te doare gâtul foarte tare și ești amețit. Dacă respiri aer curat, însă, te simți mai bine. O fi aer, o fi altceva în cutie. Pun pariu că au băgat comuniștii ceva acolo. Imposibil. Bun, hai să trecem la mici aspecte de sănătate. Chiar vorbeam ieri cu un prieten că face burtă. Ei bine, dragă prietene, ia uzi aici. Persoanele cu o cantitate mare de grăsime abdominală prezintă un risc mai ridicat de a avea diverse probleme de sănătate comparativ cu cei care au grăsime în alte zone ale corpului, susțin cercetătorii americani. Printre aceste probleme de sănătate se numără diabetul zaharat, unele tipuri de cancer, hipertensiune arterială, boli de inimă și demență. Grăsimea din interiorul cavității abdominale depusă în jurul organelor. Mai dacă faci îngălăgie. Adică grăsimea inițială este cea care cauzează, băi, deci e foarte serioasă problema asta. Produce hormoni și alte substanțe periculoase. Potrivit cercetătorilor, bărbații sunt predispuși riscului dacă au în jurul taliei 100 de centimetri. Da? Nu dădea, domn Simaca, sunt eu lăscărel. Pentru mine încă nu s-a inventat centimetru care să-mi ia... Să-ți ia ce? Dimensiunea. Băi, aici e dimensiunea, nu în altă parte, da? Așa, pentru a scăpa de colecție există la câteva sfaturi. La mine trebuie să vină cu șuble. Da, mă, nu mai da. Mănâncă numai alimente integrale ca să scap de burtă. Asta înseamnă să mănânci fulgi de ovăz și mere în loc de gogoș. Optează pentru un orez brun, cartofi dulci sau tărâțe de ovăz. Mănâncă la ore fixe. Încearcă să nu lași să treacă mai mult de 3 ore fără să mănânci. Mesele regulate și echilibrate ajută la reglarea sistemului digestiv, a glicemiei, a insulinei și a pofte de mâncare. Ascultă-ți corpul. Zău. Mamă, la ce foame. Așa, hai mă, lasă-mă să zic și eu. Pentru a scăpa de colecție există câteva sfaturi ce pot fi adoptate în dieta zilnică. 1. Mănâncă numai animale integrale. Asta înseamnă să mănânci fulgi de ovăz, bla, bla, bla. Păi asta am zis și eu, măi. A, da? Încearcă să nu lași să treacă mai mult de 3 ore fără să mănânci. Masele regulate... și echilibrate ajută la reglarea sistemului digestiv și a glicemiei, insulinei și a poftei de mâncare. Mă, dar asta e cea mai tare, că mănâncă atunci când îți este foame și oprește-te când te simți sătul, dacă aștept să-ți se facă foame. Din nou, te vei alege cu, așa zis, alimentație proastă. Plănuiește din timp ce vei să mănânci, adică plănuiește-ți din cred timp că mesele, la mici azi. Da. Mesele și gustările pentru toată săptămâna. Dacă la ora 15 ești pregătit să iei o gustare care îți va regla nivelul glicemiei și al insulinei, vei avea energie pentru tot restul zilei. Consumă multă apă. O știți pe aia cu 2 litri, da? Minim? Minim 2 litri de apă nu pe zi. Nu e asta, e vrăjeală. 3 litri de apă pe zi. Da. Da. Păi trebuie să fiu... Gata, nu mai da. Nu mai da. Gata, nu mai dau. Proteine și legume, da? Da. Bun. Am lămurit-o? Multe dintre mese, așa. Trecem la cântăreața Rihanna, a recunoscut oficial într-un interviu acordat revistei Rolling Stones că s-a împăcat cu fostul ei iubit, rapperul Chris Brown. Ne mai miră? Care a bătut-o în 2009. Păi uite cum a bătut-o, uite în colțul din stânga jos. A bătut-o și în 2009, și în 2010, și în 2011, și în 2012. Păi a început să-i placă. Mai mult, artista din Barbados a spus că își asumă trecutul și că... După, dacă au fost greșeli în relația dintre ea și Chris, au fost din cauza ei. Vezi cum recunoaștem o femeie. Da. Am decis că pentru mine este mai important să fiu fericită. Dacă au fost greșeli, au fost din cauza mea. Dacă împăcarea va fi o greșeală, va fi tot greșeala mea. Am meritat bătaia. Mi se pare că o să cântă la premiile Grammy pe 2013. E o listă completă cu artiști, chiar nici nu știu. Cine transmite Grammy? De obicei. Cine o să vedem. Pe unde găsim? Nu, pe bune, adică vine și Elton John și iar la Oscar o să cânte Barbara Streisand. N-a mai cântat de 40 de ani. Da. Da? Să transmită? Barbara Streisand sau o să fie Adele cu aia cu Skyfall? Nu? Hai că e mișto. No. Mă uit la Oscarul pentru muzică. Nu mai dați, am N-am zis. N-am mai dat.
Mi-ai dat în ureche. Bun, hai să revenim la oile mioritice. Premierul Victor Ponta, care a participat ieri la Viena la o conferință pe teme energetice, inițiată de celebrul actor și fost guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, l-a convins pe ăsta și că să facă o vizită în România pentru a ne cunoaște țara. Am vorbit și l-am convins să vină în România, pentru că în spatele celebrității sale poți să mergi cu idei extraordinare, așa cum e aceasta despre promovarea energiilor alternative. Incredibilă. Ne aduce bateria aia din Terminator, care rezistă 1000 de ani. Vine să-și vadă și statuia de la tine. Și vine să-și vadă și statuia, da, corect. Bine spus. Mersi. De altfel, el e conștient. Mi-a zis, mă folosesc de faptul că sunt cunoscut în toată lumea pentru filme ca să promovez un subiect în care cred foarte tare, acela al viitorului energetic al lumii. O să vă anunțăm exact și data vizitei în funcție de programul lui Arnold. Premierul a susținut și el o prezentare cu privire la opțiunile României în domeniul energetic, cu accent asupra energiei verzi. Logic. Și direcțiile strategice urmărite de guvernul României în acest sector, apropo, era o știre maximă ieri pe fluxuri, că de 25 de ani noi n-am mai reușit să mai facem nimic în sistemul energetic, în afară că am pornit un reactor. Da? Da, nimic, nicio centrală, nimic. Nu mai ai zis da. Ceva de... Da, hai să nu mai dai. Bine. Bun. Mihai Mărginan, super. Ia caută aia Picămigu. Picămigu? Picămigu. Hai că te aștept. Picămigu. Da, nu cred că o găsesc. Picămigu în bătătură? Ia, doi. Este așa. Da, e Daniel Iancu, nu e Mărginan. Nu, mă, Mărginan nu trebuie să fie. Nu e Daniel Iancu. Ah. Da, mă. Ce? Eu sunt temn. Păi, vezi că mai e una de la Mărginanul cu aviație. Hai că tu vorbești acolo. După ce toată vara și-a petrecut-o luând lecții de pilotaj, cântărețul Mihai Mărginanu și-a pus în cap să-și cumpere un avion. Cel mai ieftin din categoria celor vizate costă 20.000 de euro. Uite-mi! Uite! Avion de 20.000 de euro. E cât patru. Ha? A? A? Aia e. Deci în avionul ăsta nu poți să te întinzi. Să întinzi picioarele așa. Că împingi motorul afară, frate. Păi scoți, rămâi pe elice. Îți iese pe eșapație. Nu mă, dai tot din picioare așa. Da, deci 20.000 de euro și costă. Și se învânt elicea. 20.000 de euro? 20.000 de euro, mi se pare super șmecherie. Da, dar să vedem de ce. Mihai Mărginanu a absolvit școala de pilotaj civil pentru avioane de mici dimensiuni, iar pentru etapele de pregătire a scos din buzunar 8.000 de euro, deci ajungi la vreo 30.000 de euro de fapt, știi? Cum nu-și dorește să pună brevetul de pilot în vitrină, la păstrare solistul și-a propus să petreacă tot mai multe ore în aer, iar cea mai bună și mai rentabilă modalitate de a pilota ori de câte ori vrea mușchi. Așa? Băi, sunt geniale ăștia. Este aceea de a avea propriul avion. Așa că solistul s-a pus pe studiat ce? Oferte. Un aparat de zbor de mici dimensiuni pleacă de la 20.000 de euro. Cred că are motor la banii ăștia. Preț pe care Mărginanu... Ha? O fi cu opțiuni? O aripă? Două aripi. Elice? Doi. Ha? E full option? Asta e full la 20.000? Nu e, mă, pleacă de la 20.000 de euro, preț pe care Mărginanu e dispus să-l plătească de drag. Dar cum e, mă, să spui DVD, frate? Adică să faci o maximă de aroganță în avion. Cu cheroselul ajunge până la 40.000 și cu... A, când îi pune rezervorul, că acolo ești mecherea la rezervor. A, dacă e cu minte, îi pune și benzină, nu? Ok, ăsta, cheroselul. Nu, mă, cheroselul n-are, nu e foarte... Îl face pe GPL, ă? Pe GPL. Da, uite, îți dai tren de aterizare, astea sunt opțiuni, nu? Da. Antenă, chestii. Ai coada pe spate. Nu, uite, dacă vrei geam fumuriu, astea sunt opțiuni la avion. Da. Și o parașută. Aia e deja e versiunea de lux. Fază tare pe la noi prin țară. Unde? Strada Norocoșilor. Ori n-or avea canalizare, ori fi găsite o soluție, după ce în urmă cu 5 ani un bărbat de pe strada Petru Raj din Târgu Frumos a câștigat premiul la loto și a ajuns milionar în euro, iar un alt vecin a dat lovitura. A câștigat 100.000 de lei la pariuri sportive. 32 de ani are băiatul, student în Iași la Finanțe Bănci. Joacă la pariuri de 3 ani, dar nu e maniac, zice, investește câte un leu. De data asta, leul a fost norocos și a adus lui X așa un câștig de 100.000 de lei după ce tânărul a ghicit pronosticurile la 15 meciuri de fotbal din campionatele europene jucate săptămâna trecută. Ce a făcut? A pus bilet cu 15, a? Nu, a pus bilet de un leu, așa cu pe 15 meciuri. Uite-l, gata, 100.000 de lei, scurt, așa. Ce să facă și el, ca băiat? Las că avem și noi un joc juvean care a câștigat vreo 300 ceva de mii de lei. Da? Da, a băgat 2 lei. Foarte tare.
Scott McCombs, un antreprenor american, el a gândit o nouă metodă de arhitectură pentru clădirile care vor fi construite în viitor. Ia uzi investitorii în Giurgiu, care nu este. Acesta a utilizat 500.000 de sticle de bere folosite pentru a compune o casă cu o suprafață totală de 30.000 de metri pătrați. Băi, 30.000 de metri pătrați, da? O casă din sticlă, da? Un perimetru echivalent cu 8 stadioane de fotbal. Evident că mai americanii fac comparații de astea. Pentru a putea obține un material sustenabil care va putea compune pereții și structurile de rezistență și, bă, și structura de rezistență tot cu sticlă? Da. Ale clădirii a măcinat sticlele de bere și le-a transformat într-un material finit numit Green Stone. Refolosind sticlele de bere, americanul a reușit să scutească 365.000 de metri cubi în spațiul de depozitoare la o eventuală groapă de gunoi, cel mai probabil loc unde ar fi ajuns sticlele. Casa construită de american valorează acum 1.500.000 de dolari, evident, și are aproape toate componentele compuse din green stone, materia primă folosită la ridicarea imobilului. E o combinație specială, secret. Rezultate din sticlă pisată și alți compuși din câteva plante. Măi, alți compuși din câteva plante? Da? Mă, deci a făcut un manglavaiz de la din ceva? Da, așa și a făcut. Sticlă pisată? Da. Foarte tare. Păi dacă strămânți în casă, ce zboară? Așa, deci materia primă folosită la ridicarea imobilului este o combinație specială, așa, din sticlă pisată și alți compuși de câteva plante. Mixtura obținută este lăsată la rece după ce iese din procesul de amestecare și acționează la fel de bine în construcții, la fel ca și cimentul sau betoingul. Notează sursa citată. Foarte. Uite, mă, casa. Aia e casa? Casă din sticlă pisat. A? Te-ai mutat în ea, pe bune, adică. Dar să ai grijă la colțuri, că s-ar putea să... să te tai. Să rămână o jumătate acolo. Din timp. Numai că sunt făcute cum trebuie, adică nu te lasă să... Ce facem? Abordăm... Hai să abordăm partea locală, ca niște giurgiuveni vașnici, da? Ce mai? Cucuvea, mă! Păi cucuvea mai lipsa la casă. Exact, era emblema casei. Ce glume mai fac consilierii? Vale să fii pregătit să ne dai și nou materialul, te rog, de la ședința de consiliu, cred că e primul. A, ce păi glume... dacă tot vorbim despre chestia asta, fii atent. Hei, mă lași! A, ce glume mai fac consilierul local pe seama persoanelor decedate? Noul regulament de organizare și funcționare al cimitelor din municipiul Giurgiu. Băi, ce facem, mă, că ai văzut pe cât, ca de Paștele, pe 5 mai? Da, pe 5 mai. Păi la cât ajunge mielul până pe 5 mai, mă? Cât mai e ăla în greutate? Păi ăla mai e bine, oaie. Se face oaie, nu? Până pe 5 mai. Da, Vali, e ok? Mulțumim frumos, bătrâne. Ce este ok? Că materialul e pregătit. Okay. E armat. Este. Hai, la. Proiectul de hotărâre ce vizează noul regulament de funcționare a cimitirelor giurgiuvene a fost sarea și piperul din Consiliul Local de astăzi. Aproape că fiecare articol al regulamentului a fost luat la bani mărunți de către consilieri care timp de o oră au distrat audiența prin expresiile folosite sau prin reacțiile unora dintre ei. Vă prezentăm un colaj al dezbaterilor pe tema cimitirelor și dacă nu ați înțeles nimic, înseamnă că v-am arătat esențialul. Să treacă la exumarea celui mormântat acolo și să dea la osicioare, la acolo, la osoară. Să dea la groapa comună. Dar acolo era comun, e amestecat. Oasele lui Maria cu Vasile, cu toți sunt amestecate. Deci, nu, că articolul de aici spune clar că, deci, mortul... Fizic. Pe, deci este desumat și aruncat. Și, mă rog, pus în săculeți, se pus acolo la groapa acolo. Deci, ca formulare, mi se pare cam... poate juridic să sună gramatic, dar din punct de vedere al limbii românești. Din punct de vedere limbă, persoanele care au deces. Da, adică cum își exprimă revindecarea? Vine cineva și zice... Nu, eu aici cred că se pune situația celor care le-a expirat perioada de concesiune și care avea dreptul să o prezintească. Nu mai prezintesc. Zice... Acordul vecinilor pentru construirea unei capele se atașează acordul vecinilor pentru efectuarea acestei construcții. Pune acordul vecinilor sau acest decedat vecinilor. Titularii de concesiune. Atunci modificăm titularii. Păi dar titularul ăla e mormântat, titularul de concesiune. Ăla a avut contract când era viu și a rămas, a murit și el e titularul. De unde s-a plecat? Vă explic acum de unde s-a plecat necesitatea.
a luat concesiunea astăzi, el mai trăiește încă 5 ani și în al 6-lea an moare. Și zice, după un an, după prevederea asta, zice, băi, Ermenie, ia scoate-l de acolo, că am chiar contractul de concesiune și am zis, băi, iarăși o greșeală. De ce se întâmplă după 7 ani, că o să amintele trebuie... Haideți să vă spun ce acolo, deci... Vă rog mult de tot, că așa ajunge cartul ăia și iar de pe toți. Acele administratori de cimitir, a zis, doamne dragă, în loc o viață. Și a scris pe chitanță loc, pe veci, pe durata nedeterminată. Adică nu pe viață, pe moarte. Deci pe durata nedeterminată. 40 de zile, să udă, să tămâiază, să aprind lumânări. Nu e nicio toaletă. Nu, vă spun eu, sunt 5 toalete din 6 cât mare administrația. Că am avut un interviu vis-a-vis de numărul de toalete, au fost 20. S-au casat 14, au mai rămas 6. 2 la Smârda, 2 la Haralambie, 1 la Sfântul Gheorghe și una e până nu știu pe unde lăsat. Legenda nodului Cordian s-a rezolvat de mult. În Alexandru Macedon, trecând prin Anatolia, mergând să cucerească Persia, a tăiat nodul Cordian. Există un haos, nu există reguli. Și ca să facem un sumar al acestui subiect, consilierii s-au interesat de ritualul tămâierii mormintelor, de cum este așezat mortul în groapă, dacă cimitirele au apă și toalete, dacă sunt păzite și de către cine, dacă să facem sau nu cimitirele obiective turistice sau dacă vecinul de mormânt e viu sau mort și lista poate continua. Concluzia este însă una singură, cel puțin așa afirmă cel mai vocal consilier local. Fără să mă credeți, cimitirele fac parte din educația, cultura și civilizația poporului și a neamului românesc. Vă mulțumesc mult de tot! După mai bine de o oră de discuții despre morți, consilierii au trecut la vii, adică au aprobat noul regulament al cimitirelor, cel mai probabil sătui de atâtea polemici și mai puțin convinși de utilitatea acestuia. Push the button? Deja m-am mai distrat de mult. Felicitări colegilor de la știri care au extras esențial. Noul regulament de organizare și funcționare al cimitirelor din municipiu a fost cel mai dezbătut punct de către consilier local, după cum ați observat. Pe știri, Giurgi, lasă-mă background muzical, te rog. M-a luat cu răcoare din partea asta, hai așa. Bagă, dă-i acolo, lăutare! Hai că dau și cu banii. Nu mai da. Nicolae Barbu, recapitulăm. Dacă este un mormânt mort, ce facem? Viorel Bălănean. Am consultat noul cod civil de la 1890, Emil Vucă, city manager. Din punct de vedere limbă, Elena Dinu, consilier local, am rugămintea să o puneți dumneavoastră, pentru că știți cum și unde să o puneți mai bine. Ovidiu Andrei, o persoană degetată care are loc concesionat, poate lua pe altcineva în gazdă. Să-i perpelim mai bine. Da, a fost genială ziua de ieri. Rămânem pe știri, Giurgiu.ro. Începând de la 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 750 pentru un program complet de lucru. Partea bună, partea tristă, amenzile de circulație cresc tot de astăzi, odată cu majorarea salariului minim. Cea mai mică amendă pe care o puteți plăti în acest an e la ofertă. 150 de lei, iar cea mai mare sare 2500. Începând cu 1 februarie 2013, adică tot cu această dată malefică în calendarul nostru fiscal, codul prevede plata CASE pentru indemnizații de delegare și detașare care depășesc plafonul legal. Adică, nu știu cât mai, la 25 de lei parcă pe zi, nu? Asta e legalul? În fine, poate știe contabilul cel mai bine. Dacă îi dai 40 de lei la om că na, vrea și el ceva, trebuie să pui CASE pe diferență. Indemnizațiile primite pe perioada delegării și detașării în alte localitate, în țară sau străinătate, care depășesc nivelul multiplicat de 2,5 ori stabilit de lege pentru personalul din instituțiile publice, atenție, vor fi incluse de la 1 februarie în baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale pentru partea care depășește acel plafon. CASE pe orice. Nu? Merge? CASE pe orice. Bun. Informația de Giurgiu tratează următorul subiect. Dragoș Ujenuc, cităm, pe Lucian Iliescu îl mănâncă pielea. Închidem citatul. Critica la rândul său în conferințe de presă sau emisiuni televizate de către liderul PNL Giurgiu, Lucian Iliescu, avocatul Dragoș Ujenuc, membru PSD,
I-a întors ieri în conferința de presă șefului liberalilor, nu obrazul, ci oglinda. Ujenuchi a transmis lui Iliescu faptul că atitudinea domniei sale față de colegii din alianță și nu mai poate duce decădere, mă rog, aduce decăderea din punct de vedere politic. Dragoș Ujenuchi îl întreabă pe Lucian Iliescu prin intermediul presei locale de ce nu a candidat pe colegiul de sud la funcția de senator pe care o are acum, dacă liberalul vrea să convingă că ar fi pierdut alegerile pe nedrept. Rămânem pe informația. Prefectul cere șefilor de concentratelor să se implice în crearea unui stoc de apă și alimente neperisabile pentru situații de urgență. Iarna este departe de final, iar primăvara se anunță capricioasă. Uite, avem și rubrica meteo. Așa că nu ar fi exclus să avem și inundații. Auleu. Opa! Județul Giurgiu nu are niciun stoc de rezervă pentru situații de urgență, iar prefectul Lavinia Crișu face un apel pentru constituirea unor astfel de stocuri extrem de necesare. Nu-i de glumă, nu-i de glumă. Profitând de ședința colegiului prefectural, în care au fost prezenți toți șefii instituțiilor de concentrate din județ, prefectul Lavinia Crișu a făcut un apel către aceștia pentru constituirea stocului minim de rezervă pentru situații de urgență, constând în apă și alimente neperișabile. Ce vrei să mai adaugi, domnul Dan? Era chestia asta. Care chestie, domnul Dan? Era o chestie scurtă. Mai punem aia că e mega hit cu... Care? Cu lumina. Care e cu lumina? Cu lumina, cu mormântul. Jurnal Giurgiuvean. Un irachian cu identitate falsă a fost depistat la frontieră. S-au activat irachienii. Polițiștii de frontieră giurgiuvene au depistat în PTF Giurgiu un bărbat care a prezentat la controlul de frontieră un pașaport irachian. La punctul de trecere a frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua formalități de frontieră pe sensul de intrare în țară o persoană, un individ care a prezentat la controlul de frontieră un pașaport simplu irachian. Procedând la verificarea cu atenție a documentului, polițiștii de frontieră au constatat că acesta era și anume fals. Mergem la opinia giurgiuvenului? Da. Marea amenajare a municipiului este un articol pe care l-am găsit acolo. Într-o recentă conferință de presă, primarul a vorbit despre programul de investiții al administrației publice locale pe 2013, parcul Alei, parcul Mihai Viteazul, locuri de joacă pentru copii, pe șoseaua București, toate în proces de modernizare. Investițiile sunt trecute în bugetul pe 2013 și se vorbește despre buget din venituri proprii, așadar vor fi create 10 locuri de joacă pentru copii în mai multe zone ale orașului, chiar și în zona strânsiră. Mandan. Să fii cu ochii pe copil, că dacă fuge pe stradă și să nu-l mai găsești, pică în groapa aia. Mai e groapa aia acolo? Da, da. Fă Ramadan. Eu zic că da. La fost la școală de șofer ce era pe acolo. Era o mare groapă, mă rog, a filmat-o colegii noștri. Da, Giurgiu nu se întreabă dacă se apropie apocalipsa în PNL Giurgiu. Încet, încet, ceea ce mai acum un an părea imposibil, debarcarea lui Iliescu de la cârma PNL Giurgiu se apropie de o realitate dureroasă pentru acesta. Se pare că tot mai nemulțumiți de stilul de conducere, mulți liberali au pus gând rău și încearcă să-l dea jos din funcția de lider al filialei județene. Mai mult decât atât, printre cei care se spune... Pe surse, da. Complotează intens în aceste zile pentru debarcarea lui Iliescu, se numără majoritatea covârșitoare a vicepreședinților filialei județene. Bă, bă, ce complot! Între aceștia întâlnindu-se chiar, în fapt, de seară, la un restaurant din Giurgiu, pentru a pune la punct detaliile debarcării. Imediat după ce an, mă? Da. Imediat după această întâlnire, vicepreședinții PNL au și început o serie de turnee prin județ, unde poartă discuții aprinse cu președinții de organizații locale, convingându-i de necesitatea dispariției lui Iliescu. Poți să mai pun pe aia o dată cu data? Ultimul material găsit în presa online, atenție locală, pentru mai multe detalii vă rugăm cumpărați papirusul respectivei publicații, cu oricare din ele, mai multe articole desigur și mult mai ample. Giurgiuvenii răsuflă ușurați, taxele și impozitele rămân neschimbate, 80 de milioane de lei vechi era suma pentru care giurgiuveanul ar fi putut fi obligat să plătească taxe și impozite majorate, mai exact o datorie a unei grădinițe din Giurgiu, pusă în cârca primăriei ca ordonator principal de credite. Numai că la grădinița cu pricina situația fiind încurcată, bani furați, adică se pare de directoarea instituției, care are și dosar penal. Cum acesta este pe rol, datoria cu pricina nu este luată în considerare și, prin urmare, Giurgiu nu intră pe lista orașelor unde taxele și impozitele trebuiesc majorate cu 16%. N-ai să vezi. Gata cu partea locală din Giurgiu. Vizitați și dumneavoastră site-urile care specializate în propagare de informație locală. Deci cred că tu ai descoperit o jucărie numită YouTube, nu? Da. Da.
mai tare din el. Hai să mergem la un video. Video, vă rugăm, funny, să vină funny. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian, but again, man. I love my old girls, I love to move their body. When you move your body, you know move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body, make a bum mud on your cute. And you don't need no makeup. Original cute body, make a bum mud on your physically fit. Physically fit. Who was physically fit? Physically fit. Physically fit. Woman, nice, trick, fantastic. Mix your body ocean at the big Titanic. Woman, nice, sweet, energetic. Mix your body ocean at the big Titanic. Woman, nice, trick, fantastic. Mix your body ocean at the big Titanic. Woman, nice, sweet, fantastic. Mix your body ocean at the big Titanic. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. Woman, you cured, and you don't need no makeup. Original cute body, make a man mad. Woman, you cured, and you don't need no makeup. Original cute body, make a man mad. Eyeliner, funny face, make man mad up. Nose powder, funny face, make man mad up. Pluck your eyebrow, funny face, make man mad up. Grab your lipstick, funny face, make man mad up. Woman, you nice bright face, and you nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you nice and need a get thick. Bring your body out into the big tight and egg. Woman, you nice bright face, and you nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you nice and need a get thick. Bring your body out into the big tight and egg. În direct. Vrei să citești ceva tare? Ia citește ceva tare. Uite în ce material ai citat azi în online. Ca să fii magistrat și nu unul... Ia fete. Ia. Hai poate ne filmăm cu telefoanele. Fă tu glume de asta. Ia zi. Ca să fii magistrat și nu unul oarecare, ci un adevărat expert în drept penal, trebuie să știi că nu toate spețele sunt ușoare. La fel cum nu toate actele sexuale se termină cu bine. Exemplu. Să intrăm în detalii? X i-a promis lui Z că va primi 150 de lei pentru un act sexual bine făcut. Nemulțumit de prestație, păi nu asta e examen. Nemulțumit de prestație, X nu a mai vrut să plătească, așa că Z a luat atitudine și a mușcat pe X. Da. L-a eliberat numai după ce a primit suma promisă. X a avut de 150 de lei. Bă, deci e mult, mă. X a avut nevoie de 23 de zile de îngrijiri medicale. Iată și variantele de răspuns. A. Fapta de vătămare corporală comisă de Z este săvârșită în legitimă apărare. Z acționând pentru recuperarea sumei datorate de X. Cum? Z. Nu a comis o infracțiune de șantaj care absorbe vătămare corporală. Și ultima variantă, nu a comis o infracțiune de perversiune sexuală. De perversiune sexuală? Firește, varianta C este câștigătoare, nu? Și X, oricum, nu s-a comis nicio infracțiune de perversiune sexuală, deci fapta nu este nici măcar penală. Este un subiect prevăzut în materie, sunt infracțiuni și cu privire la viața sexuală și era nevoie și de un astfel de subiect la acest examen, explică directorul INM. Întrebarea de la test nu îi surprinde însă pe avocați. Ei spun că numărul infracțiunilor sexuale continuă să crească și magistrații trebuie să se conformeze trendului, să fie pregătiți pentru orice situație. Fie ea și erotică. Bun, haideți să mai abordăm un subiect de interes local. Mulți dintre noi am mai trecut pe la fostul Interex, parcarea de acolo. Din ce în ce mai multe mașinuțe care este și care au vari prețuri. Au fost și colegii noștri de la știri și au aprofundat această realitate pâșdăbată în Mr. Valley.
De când suntem sub influența crizei economice, autoturismele second-hand nu mai sunt la mare căutare. Interesul giurgiuvenilor pentru a cumpăra o mașină în ziua de azi este practic inexistent. Asta se dovedește și din prezența numărului mare de automobile aflat în parcul de mașini, format peste noapte în fosta parcare Interex. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, dar proveniența acestora este uneori incertă. La fel de incertă este și starea tehnică a acestora. Se pare că numărul proprietarilor ce ocupă această parcare este limitat, pentru că cei mai mulți dintre ei comercializează 2, 3 sau chiar mai multe mașini. Fosta parcare a supermarketului Interex s-a transformat peste noapte în târg de mașini second hand. Pentru cei ce doresc cu adevărat o mașină la mâna a doua, au de unde alege. Pot găsi de la bătrâna Dacia 1310 la ultimile modele de Renault, Mercedes sau Opel cu an de fabricație 2000-2006. Prețurile mașinilor nu depășesc de 4000 de euro, dar proprietarii acestora sunt dispuși la negocieri cu eventuali cumpărători. Prețurile variază în funcție de anul de fabricație, marca, dotarea tehnică, dar și de țara unde este matriculată mașina. Prețul unei Dacia 1310 pornește de la 1000 de lei și este dotată cu instalație GPL, iar cei ce doresc o marcă mai bună pot achiziționa un Opel Vectra la 4000 de euro, prețul fiind de asemenea negociabil. Ofertele sunt multe, circa 50 de mașini și așteaptă noi proprietari, dar după cum se vede, cumpărătorii sunt aproape inexistenți. Aspectul impecabil nu este de cele mai multe ori suficient ca să fii sigur că ai făcut o afacere profitabilă și avantajoasă. Cel mai important lucru pe care cumpărătorii de mașini auto ar trebui să-l facă înainte de a achiziționa un autovehicul este să meargă cu mașina la un service auto pentru a verifica realitatea informațiilor tehnice oferite de vânzător. Primul pas ar fi să plece la cumpărarea unei mașini cu un prieten, de regulă mecanic, care a întâlnit mai multe în carieră. Poate să-i spună seria motorului, dacă corespunde, seria din acte, seria șasiului, care e mai importantă decât seria motorului. Eu știu dacă mașina a fost lovită, chituită, vopsită, parțial sau total. Astea ar fi primele... Care sunt cele mai des întâlnite probleme la o mașină second hand? Cele mai des întâlnite, uzura motorului și... loviturile repetate sau loviturile mai puternice, kit, vopsea, segmenți uzați. De obicei, cumpărătorii trebuie să se asigure că încheie un contract de vânzare-cumpărare cu deținătorul real al mașinii, că înscrisurile din documentele tehnice sunt autentice. Asta se poate verifica la o filială RAR și dacă mașina a fost implicată în evenimente rutiere. Deci dacă nu avem voie, nu avem voie. Și eu nu cred așa ceva. Păi și cum să-i zice? Plântuța verde. Păi tot acolo ajunge. Nu. Așa zi. Ce să zic? A, de bani vreau să vorbesc. Da, ci că februarie vine cu bani mai mulți, dar și cu taxe mai mari, salariul minim pe economie și pensiile cresc de astăzi. De asemenea, agricultorii, micii patroni, dar și companiile din energie vor plăti mai mult către stat, celebrul 3% pe micro-întreprindere care... este de a râsul plânsul. Salariul minim pe economie crește de astăzi cu 50 de lei, cea de-a doua majorare vine la 1 iulie, când angajații ajung la 800 de lei. Tot de astăzi cresc și pensiile cu 4%, doar mai exact fondul de pensie crește cu 30 de lei până la 762 de lei. Vor fi taxați în schimb agricultorii care plătesc impozit de 16% în funcție de normă de venit, pe lângă cei care dețin terenuri mai plătesc impozitul ăsta și crescătorii de animale, legumicultorii sau florarii. Toată lumea vor plăti mai mult de astăzi și șoferii care nu respectă legea. Punctul de amendă, dacă este 10% din salariul minim brut pe economie, crește și el cu 5 lei. Amenzile pentru șoferii care nu respectă legea vor crește din nou în iulie. Atunci punctul de amendă va fi 80 de lei. Ia o 10. Da, ce ai găsit. Da. Bun, ziceai că vrei să citești ceva de Plântuța Verde? Plântuța Verde? Nu, tu ai văzut chestia cu Coreea de Nord? Și-a activat armata? Păi, da, pentru cine nu știe, Coreea de Nord tocmai se pregătește să atace... Nu atacă nimic, vrea să facă un test nuclear. Chinezii nu prea sunt de acord. Ea cam tras de urechi și a zis să fie mai cuminței așa. Și ăștia, drept urmare, s-a dat ordinul de mobilizare în Coreea de Nord. Ei insistă să facă testul nuclear. S-a apucat satelit să facă poze acolo la greu.
Da, iar da. Noi trecem la legalizarea Doamne, plantuței verzi. Așa. În Cehia, apropo, au legalizat-o, au băgat-o pe... Așa. Bine, poți să cumperi deci... cu rețetă electronică. Da. Dar faza interesantă că aducând legalizare la plantuța verde, de la 20% consumatori de plantuță verde în 2010, în 2011 ajunseseră la 16%. În condițiile în care au zis, ok... Poți să crești 5 plătuțe, stai să-mi aduc aminte, 5 plătuțe și dacă te prinde cu până în 15 grame de plantuță verde, doar amendă. Doar amendă. Doar amendă. Așa, deci după cum spuneam, legalizarea plantuței verzi în unele state are efecte pozitive. În domeniul sănătății și frumuseții, de exemplu, o companie din Colorado a lansat o gamă de creme care au în compoziție, printre altele, și plantuța verde. Cremele sunt destinate îngrijirii pielii, dar și pentru durerile musculare și articulare. Plantuța verde fiind recunoscută pentru proprietățile antiinflamatorii. Mm-hmm. Misiunea noastră este de a promova beneficiile plantelor medicinale, anunță compania respectivă. Se numește plantă medicinală? Da. Mm-hmm. Plantuța verde medicinală? Da. Bun. Producătorul susține că produsele lor sunt realizate numai din ingrediente organice. Uh-huh. Prețul la astfel de creme pornește de la suma de $12. În noiembrie 2012, Colorado a devenit primul stat american care a legalizat. Îi face în pariu că își va da cu cremuța pe limbă? Băi, la cât de dă sunt ei, poate să-și dea oriunde. Da, da, da. 9:50 de minute, trecem la horoscop. Aș vrea să vedem materialul cu sănătatea, dacă mai avem timp. Da. Vali, e un material cu sănătatea resuscitată sau nu mai știu ce... Da? Putem să-l vedem și noi, te rog? Mulțumim, mulțumim. Prioritatea numărul 1 a parlamentarilor Partidului Social Democrat din județul nostru este revitalizarea Spitalului Județean. Aceștia au demarat o campanie de susținere a sănătății giurgiuvene la cel mai înalt nivel din domeniu. O să vedeți că Giurgiu e unul din județele care are alocat cel mai mic număr de paturi. Una din motivările domnului ministru a fost că suntem aproape de București. Asta înseamnă că trebuie să dezvoltăm smordul și să dezvoltăm urgența și pentru cazurile foarte grave să mergem la București. Și în același timp să avem o adoptare. Ca să putem să rezolvăm cât mai multe cazuri medicale cu eficiență și așa mai departe. Medicina din ziua de azi se bazează foarte mult pe tehnică. O veste bună vine dinspre București și pentru bolnavii de cancer și hepatită C. Prin hotărâre de guvern, Societatea Comercială Uniform, a primit acceptul de a contracta un credit de 800.000 de euro pentru plata restanțelor la medicamentele necesare tratamentelor de oncologie. Numele celor 145 de beneficiari ai programului din județul Giurgiu, eu ca și membru simpatizant al Asociației Bolnavilor de Cancer și Hepatită C, felicit guvernul pentru această soluționare unei probleme sensibile care la fel trenează de mulți ani. Interesul parlamentarilor giurgiuveni pentru semenii aflați în suferință e de apreciat și e de sperat că eforturile conjugate ale întregii clase politice dunărene vor duce la o îndrevenire a sănătății din județ. Bună dimineața! Fii atent, Emi, fii atent. Putem să citim, da? Da, poți să te citești. Du-mă acasă, ce mai stai? Contactul cu autoritățile poate fi ceva mai agresiv astăzi, e valabil pentru Berbec. Nu pentru că te-ar judeca acestea, ci pentru că tu ești nervos și te irită tot ceea ce ți se spune. Ești greu de condus astăzi. Devii un rebel pus pe harță. Pus pe hartă, știi? Ce mișcă de stația fără diacritice, da? Care se ridică împotriva regulilor impuse de cei puternici. Totuși, chiar dacă nu poți fi de acord cu ceilalți, există și sancțiuni pe care cei care țin puterea în mână le pot aplica și asupra ta, încât dacă nu vrei deloc să faci cum e corect, ai putea fi și amendat. Folosește-ți ambiția în forme mai constructive. Ce, sunt berbece supărați azi? Etena, după cum vezi bine, nu. Hai, treci la următoarea. Trecem la Taur. Care este? Vă vizitează un prieten de familie care vă propune o colaborare pe termen lung. Spre seară vă schimbați programul și acceptați să mergeți la o petrecere. Vă sfătuim să fiți cum... Da. Vă sfătuim să fiți cumpătat pentru că sunteți
predispus la probleme digestive. Mm-hmm. Gemeni, ci că starea de bine și de relaxare în care ai trăit o vreme se termină. Pentru că tot ce e frumos are și un sfârșit. Ete, flășc. Îți ai rămas bun de la vacanță, de la concediu. Băi, cred că au greșit data ăștia. Îți ai rămas bun de la vacanță, de la concediu, de la un loc în care ai fost fericit și lipsit de griji. Că de mâine te întorci la viața ta. Toți gemenii sunt în vacanță, nu? Da. Să înțeleg? Da. Bun. Chiar dacă e un final destul de abrupt, vei putea trăi din amintiri plăcute câteva zile după aceea. Pentru că efectul relaxant al evenimentelor tocmai încheiate se menține spre... Iar numai punctul la 5 km, e la 20, te trezești la realitate, dar ai la ce te gândi. Ha? Mare din puțul gândirii Facebook e asta. Din puțul gândirii Facebook? Uh-huh. A, după cum bine ați văzut că tot vorbim despre Facebook, aveți în bara albastră acolo jos, pagina noastră de Facebook se numește facebook.com/bunadimineața-giurgiu. Vă invităm să intrați și să ne dați un like. Un like? Un like. Hai, zi, trecem uraci. La Melci Scoici, raci. Da. Da. Este o zi foarte bună pentru a vă consolida relațiile sociale și de afaceri. Relația cu persoana iubită este favorabilă și favorizată în mod special. Aveți ocazia să faceți investiții care vă pot aduce profituri frumoase, dar vă sfătuim să aveți răbdare când încep să apară rezultatele. Nici tu nu crezi ce citești, ia fii atent la leu. E o zi dedicată călătoriilor, nu stai locului nici o clipă. Ai de făcut mai multe deplasări, poate o călătorie dus-întors pe parcursul aceleiași zile. Iar atenția ta se îndreaptă numai spre ceea ce ai de făcut pe parcurs. Călătoria asta te va obosi, băi, tată, te întorci acasă epuizat, dar mulțumit că ai rezolvat scopurile pe care le-ai propus la plecare. E posibil să se modifice planurile de acasă, de parcă ai plecat spre o locație, dar ajungi în altă parte de când era planificat. De aceea trebuie să fii pregătit și pentru surprize, surprize. Unde? Așa a concluzionat. Ce asta? Veniți privighetoarea cântă. Am crezut că e de la biserică ceva. Nu, 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 dă, nu, dă, nu, nu de la biserică. Ai auzit care e averea bisericii ortodoxe române? Nu. Zi o sumă. Dar nu mă interesează. Zi o sumă. Zi. Este problema lor, este oameni zi, și o ei. Cifră. 3 miliarde de euro. Ai? Averea? Ai? N-aud? Ai făcut la leu? Treceți la fecioară? Leu a fost leu. Treceți la fecioară, domnul Dan. O cunoștință vă propune să colaborați într-o afacere. Vă sfătuim să acceptați pentru că sunt șanse să scăpați de problemele financiare. Ar fi bine să vă ocupați și de problemele de familie. Încercați să terminați ce ați început, dragi fecioare, care sunteți. Pentru balanță, o zi perfectă, pentru detașări de probleme, pentru concentrare un pic mai mult așa la cele mai importante proiecte de care doriți să vă ocupați de acum înainte. Că e vorba de o zi dedicată studiului intens sau acumulării de informații din diverse surse, vei încheia ziua cu un sentiment de satisfacție maximă că ai mai descoperit ceva util pentru planurile tale. Da, am descoperit mânerul de la cratiță. Avem un nou membru care tocmai ne-a dat like pe pagina de Facebook. Deci vezi foarte bine că am anunțat eu că este pagina haide de Facebook. Haide cu scorpioanele că mai avem, că avem timp. Nu mai avem. Andrei Gușatu, bună dimineața, mulțumim, ne spune frumoasă emisiune. Da. Nici noi nu credem chestia asta, dar dacă voi spuneți... Da, sună bine acolo. Da, dă bine. Dă bine la CV, ca să spunem așa. Ce ai făcut tu? Nu știu. Ce e asta? Balanță, nu? A, deci de balanță citim acum. Uite că te ajută Vali. Așa, mulțumesc Vali. Păi da, de ce mi-a băgat scorpionul? Păi scorpion citește. A fost balanță și trecem la scorpion. Băi, da. Nu mă mai induceți în oroare, vă rog eu frumos. Aveți un spirit practic deosebit și prindeți din zbor o afacere profitabilă. În plus, s-ar putea să vi se propună o colaborare. Vă recomandăm să nu luați nicio decizie importantă fără să vă consultați cu partenerul de viață. Tu vezi că horoscopul ăsta nu spune nimic de pensie, de salariu minim, de pe sănătate. Economie, că... Păi, dacă eram în locul lor, băgam la toată lumea, pas, de-aia începând de azi o să primești bani. Nu? Unde sau mă? Atenție, unde că mă? S-ar putea să plătești o amendă consistentă, nu? Știind unde că mă? S-au mărit punctul de amendă. Lasă-mă. Păi, dar nu, păi, de-aia mă învăț eu, mă. Dai, mă, așa, fii atent, ia fii atent, ia ascult aici. E cu dedicații. La Capricorn, zicem, te impui în fața tuturor prin autoritate și prin valoarea pe care o reprezinți. Valoarea mea, valoarea mea. Iar admirația pe care o citești în ochii celor mai tineri este reală și sinceră. Există cineva în preajma ta care te-a luat de exemplu și încearcă să-ți calce pe urmă și o astfel de companie te onorează. Ai multe să-i transmiți, iar respectul pe care ți-l poartă te face să te simți bine în pielea ta. Punct, gata, că nu mai e punctul. Așa, trecem la săgetător pe care colegul meu, Amy, a venit și-a luat-o.
N-a fost cu intenție, scuză-mă. Dacă rămân așa, frate. Cum pot să mai citesc eu așa? A? Deci sânge de toac vă spune să nu începeți nimic nou. Ți-am povestit faza aia de la mare cu masorul? Când eram detașați cu serviciul la mare. Și era un nenă de ăsta și mai chiar în masaj. Începeam în facultăți, am alea, dar ce să fac cu ele? Așa. Uite aici. S-a apucat de masaj. Bă, aia, mă, câteodată îl invidioam, câteodată nu, că mai prindea și câte o... Domnișoare de gâță. Un gerovital de ăsta și îi trece. Și la un moment dat, cum se duc șmecherașii ăștia pe plajă și stau câte două săptămâni așa, da? Da. La plajă de aia de fiță, la un moment dat îl cheamă unul, povestește el acolo, hai, o zi mi-a dat banii, a doua zi mi-a dat banii, a treia zi, bă, prietene, ne mai complicăm, îți dau banii la săptămână, ăla. Și gata, prietene, ok, fă-i masaj azi, fă-i masaj mâine, și aici, și aici, nici aici, nici aici. Să face săptămâna, okay. Să vă prietene, zic, s-a cam adunat o perioadă de timp. Scaie, bă, băi, dar toți pe bani mai și bă, da, n-am văzut așa, bă, și când am văzut că a început să calce accelerația și că l-a luat așa frumos, el mi-a arătat, dar zic, stai liniște că nu-ți fac faza asta. Și nu știu cum i-a sucit tendonul și l-a rămas așa, știi, pe șezlong, n-am mai putut să mai facă nimic, știi? Verificat. Că poți să te ridici, poți să mișcă-te, îi făcea, mișcă-te, că poți să te ridici. Și l-a rămas așa cu gâtul, știi? Zic, mă suni, uite numărul meu de telefon. Bă, că unde pleci, mă, că te, știi, de alea, aere, de alea, fiță, de alea, unde pleci, mă, că te, mama. Bă, zic, uite numărul, mă sun când aia. Sau ai numărul și mă sun când... Așa. La fa, veni și la dat. După ce a plătit, îți dai seama. Sunt genial, masuri ăștia. Deci te fac ăștia de râs cu lacrimi. Rămăsesem la săgetător, vă sfătuim să nu începeți nimic nou până nu terminați treburile urgente. Comunicați cu multă ușurință și aveți posibilitatea să vă faceți prieteni noi. Da. Săgetătorul? Da. Și acum tu treci la vărsător. Vărsător? Da. Aoleu, e 10. Și ce dacă? Mai tai din ele, da? Nu. Ba da. Bani. Bani. Please. Discuțiile în contradictoriu sunt constructive, pentru că cele mai bune proiecte să nasc din mai multe direcții. Punct. Ai citit? Gata. Ni se spune neața fără capace în direct. Fără capace? Fără capace în direct. La nu este capac. Hai mă, dă-mi coace. Bate cu baici. Haide. Nu mă cupa, nu. Ah, faivu. Faivu. Așa. Hai, bești. Bești. La bești. Mă, nu mai râdă-mă de bești. Bești sunt niște fânțe giugașe, sentimentală și foarte ubăreță. Dar să te ferească Dumnezeu să iasă gheara de la un bește ca ai beștit-o. Sunteți hotărâți să începeți o viață nouă și intenționați să vă apucați de afaceri. Puteți fi optimist pentru că aveți șanse mari de reușită. Stați bine și cu sănătatea, dar vă recomandăm să nu neglijați odihna care este... Imediat după ce binevoiește, Dan, să ieșim din emisie, jurnalul propus de TV Giurgiu, da? Principalele materiale și informații ale zilei care tocmai s-a încheiat la ora 12 azi noapte. Tu la ce vorbești? Bună dimineața, Giurgiu! La revedere! Ne vedem... nu mi-a închis. Am crezut că mi-a închis microfon. Că eu pe-ai lui l-am scos din priză. Hai acasă! Hai acasă! Hai, stai acasă. Așa că astăzi este vineri. Da. Hai, mai tăie din ele de ledere. Da, asta că tot mi-ai zis și mi-ai zis adinor. Da. Weekend plăcut, vă dorim 10 și 2 minute. Ne vedem și... și un minut scrie acolo jos. Ne vedem luni dimineață, weekend... Mirobolan. Mirobolan de-a dreptul. La revedere, pa! Pa!